Bună seara și bun găsit! Ediție specială în această seară cu un invitat special. Este vorba despre actorul Victor Rebenciuc. Bună seara! Bună seara specială! Vă mulțumim că ați venit astă seară. Da, n-am spectacol în seara asta. N-ați spectacol și v-a fost mai ușor. Ați anunțat zilele trecute că este ultimul rol pe care îl veți juca. Da, e foarte adevărat. Nu înseamnă că vă retrageți din teatru. Nu înseamnă că mă retrag mâine sau astăzi. Ultimul rol se poate juca în spectacole încă un an, doi, trei, patru, dacă oi trei și oi fi în stare. Deocamdată pot să joc, cred că până la sfârșitul anului ăsta pot să joc rolul ăsta în continuare. Nu înseamnă că un rol îl joci odată. Joci un rol dintr-o piesă care se prezintă în spectacole serale, la teatru, de o dată, două, trei ori pe lună și din lună nu se joacă în continuare piese. Am jucat piese câte 4-5 ani la teatre, și la Național și la Bulandra. Rolul acesta pe care îl jucați acum, tatăl, e în tatăl, e unul care vă e aproape, îmi spuneați chiar înainte să începem. Da, îmi e aproape pentru că amândoi suntem bolnavi, și el și eu, nu suntem în stare bună de sănătate, bolile noastre diferă, eu sufer de picioare, eu sufer de cap. Și ce se întâmplă acolo sunt niște lucruri foarte adevărate și profunde și impresionante. Am citit piesa, piesa mi-a adus-o Caramitru, mi-a dat-o Caramitru, adusese de la Paris pentru mine, dar n-am apucat să o pun la Național, pentru că în perioada aia când a venit el cu piesa, tocmai urmas repetam Regele Moare la Național și pe urmă el, săracul, a plecat dintre noi și noua direcție n-a prea fost interesată de deciziile pe care le luase Pino în timpul directoratului său. Și atunci eu am luat piesa și am plecat la Bulandra. Astăzi vreau să joc piesa asta, vreau să joc rolul ăsta. Și cei de la Bulandra au fost foarte înțelegători și au acceptat imediat. Și iată mă jucând un rol pe care am vrut să-l joc. Și acum am și posibilitatea să o fac și am băgat de seamă că după cele două spectacole care le-am dat, așa ca avantpremieră, am băgat de seamă că a avut o priză serioasă la public spectacolul. Da, s-a alergat după bilete. Pentru că a fost alarma asta falsă, știrea falsă în legătură cu că e ultimul rol și gata, de mâine nu o să mai joace. Odată se joacă. Au zis, s-au închipuit oamenii după anunțul care s-a dat. Și poate că oamenii nu fac, publicul în general nu face deosebire între rol și spectacol. Este ultimul rol, dar înainte, dacă ar veni cineva să-mi dea nu știu ce rol, n-am să mai iau altul, pentru că a fost foarte greu perioada de pregătire a rolului, de laborator, că e un fel de laborator, noi lucrăm acolo până căutăm, până găsim diferite mijloace de expresie, stări, identificăm stările care sunt acolo, relațiile care sunt între personaje. E o muncă, era să înveți textul, trebuie să înveți textul. S-a fost un text foarte greu de învățat, pentru că nu avea o logică clară. Iar logica este ceea ce îi lipsea personajului. Și deci textul era frânt, era, nu știai cum să, nu puteai să-l urmărești ca lumea. Și e grea perioada asta. N-aș mai vrea să o mai repet încă o dată, să mai iau un rol nou. Nu mai, am destui ani, destule roluri jucate. Nu mai am ce să câștig. Bucuria pe care o am cu rolul ăsta e un premiu pentru mine. Este un premiu mai mare decât oricare alt premiu. Pentru că a găsit un drum spre public personajul extraordinar de bun și de frumos și lucrul ăsta mă face foarte fericit. Mai îmi spunea ceva tot înainte să intrăm în direct, că pentru dumneavoastră, scena e și un medicament.
Este adevărat. Întotdeauna, când, în momentul în care intri în scenă, uiți de dureri de cap, dureri de picioare, dureri de șale, pentru că ai alte probleme. Ai cu tot alte probleme. Te concentrezi pe ceea ce ai de făcut în scenă. Și nu mai știi, nu mai simți. Nu mai simți, pentru că de durere te doare în continuare. Nu se poate, durerea nu trece. Nu, toată lumea s-ar urca pe scenă dacă ar ști așa, toți cei care au fel de fel de dureri și de boli. Dar nu e așa, nu. Durerea intră într-o zonă unde nu prea are vizibilitate, pentru că te ocupi de altceva. Și e mai bine. 67 de ani de activitate. Da. Nu știu când au trecut. Am muncit foarte mult, am muncit. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Acum mă întreba, s-a făcut o programare pentru luna iulie și mă întreba, adică se joacă pe 30 și pe 1 iulie spectacolul. Mă întreba, puteți să jucați pe 1 după ce jucăm? Da, domnule, zic, joc, pot. Pot, da. Sunt disponibil. Să mă țină picioarele, asta e totul, da. În 67 de ani de activitate ați trăit, crescut alături de generații de actori. Da. Ați crescut și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, da, generații de actori. Vă spun, fără lipsă de modestie, că 67 de ani a însemnat o ascendență în periplul ăsta al meu în artă, în teatru. Am avut un drum ascendent. Am crescut așa și în vârstă și în maturitate și în experiență. Și, da, evident că cel mai bine m-am simțit în compania generației mele, a colegilor mei. A fost o generație foarte talentată, cu mulți oameni talentați în ea, George Constantin, Rauschi, Cozorici, Albulescu, Silviu Stănculescu, Silvia Popovici, Santa Toma, Gina Patrichi, am mai uitat, poate, pe unii, dar sunt cei mai importanți, am spus, Hamza, și el a fost coleg cu mine, și de Draga Olteanu, deci m-am simțit foarte bine. În momentul în față, sunt cam singurul, cred că singurul sunt dintre băieți, bărbați, care a mai rămas încă în viață. Nu știu pentru câte vreme, dar deocamdată încă sunt în viață și sunt singurul dintre toată generația aia, generația de aur era numită, dar nu aur era important la generația noastră, ci talent. Ei, da. Generația dumneavoastră de aur a lăsat multe în spate, însă știu că discutam și ultima dată când ne-am văzut pe platou unei televiziuni despre faptul că și generațiile noi de actori sunt bune. Da, sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Da, e o distanță faptul că sunt mai în vârstă. Decât, nu mă înțeleg foarte bine pe scenă cu toți. Nu am. Dar nu mai ai relațiile alea când ai stat 4 ani de zile în institut, împreună, tot timpul, sigur, pe scenă. Dar e altă chestie. Acum noi ne întâlnim, el vine, acum ieșit din facultate, vine pe scenă, mă vede pe mine ieșit de vreo 30-40 de ani. Eu nu-l sper, încerc să nu-l sperii, pentru că, cine știe, poate îi fi înspăimântător, dar mă înțeleg bine, totdeauna m-am înțeles bine, n-am avut probleme cu cei mai tineri decât mine. Și cu cei chiar foarte tineri, n-am avut nicio problemă. Din potrivă, caut să-i sprijin, să-i ajut, să-i scot în evidență, să înțeleagă și ei cu ceea ce înțeleg eu, nu fac diferențe. Pentru că teatrul trebuie să rămână. Rămâne, merge mai departe, trăiește de atâta vreme, de mii de ani de zile, s-au făcut mii de experiențe. Nu acum au început experiențele, nu acum îl calcă lumea în picioare, nu lumea, unii regizori îl calcă în picioare pe Chekhov, pe Shakespeare, pe asta. Au mai făcut ei de-a lungul timpului, dar până la urmă valoarea rămâne. Valoarea rămâne și nu poate fi niciodată desființată, că n-ai cum să ștergi de pe fața pământului. Spectatorul de teatru român, cum s-a schimbat, domnule Rebenciu, când ăștia 67 de ani de când îl vedeți dumneavoastră? Eu nu cred că s-a schimbat. Cred că, din potrivă, în bine, nu s-a schimbat în bine, asta e părerea mea, pentru că am văzut și la premieră,
aplauzele de la sfârșit, e un spectacol bun. Și înțeleg că toată lumea trebuie să aplaude lumea. Dar aplauzele erau aplauze de stadion. Cu strigăte, nu se poate într-o sală de teatru așa ceva. Și pe urmă mai este încă o chestie care pe mine mă derutează. Faptul că orice spectacol, oricât ar fi el de prost, lumea se ridică în picioare și aplaudă cu aplicații așa, până nu-i scoate de trei ori la rampă pe actori, nu se lasă. Dar nu asta e obligația spectatorului. Obligația lui este să înțeleagă despre ce e vorba în piesa pe care o vede, să aplaude dacă asta este bună, să aplaude, cum să aplaudă, când ai o pornire, ți-a plăcut ceva și poți să aplauzi cu multă bucurie și cu mult entuziasm, e o chestie, sau când aplauzi de complezență, domnule, am venit la teatru, un spectacol nu prea m-a satisfăcut, dar, oamenii au muncit, au făcut sunt ceva. Și spectacole de teatru mai puțin bune, sau există, zile da. Care actorul de fapt, eu joacă... Sunt și spectacole de teatru mai bune. Bune și mai bune sunt mai puține decât cele mai puțin bune. Da. Rolul acesta v-ați propus să fie ultimul? Da, Tatăl. Da. Vă da. Mai amintiți primul rol? Da. Pot să fac și o confuzie, pentru că la Craiova eram acolo, am fost repartizați și am jucat primul rol, prima dată pe scena profesionistă, prima dată pe scena profesionistă am jucat producția noastră de ultimul an de la Institut, Bărbierul din Sevilla, adică cu Cozorici, cu Rauzchi, cu Sanda Toma, Bărbierul din Sevilla, da? Și în continuare am pregătit o altă piesă, am prezentat o altă piesă în premieră acolo, Bambury, de Oscar Wilde, pusă în scenă de Vlad Mugur, amândouă, și Bărbierul și asta, Bambury erau puse de Vlad Mugur în scenă, și a fost un spectacol deosebit de frumos, Bambury, în regia lui Vlad, și jucam noi, toți eram tinerei, de tot 23 de ani aveam, mai chiar Sanda avea mai puțin, cred că avea 21, e mai mică decât. Și cu Titi Rucăreanu, juca Figaro, Cozorici, Rauzchi, Bartolo, Basilio era Cozorici, da. În Bambury, Titi Rucăreanu, eu jucam cele două personaje masculine și Rauzchi juca un lacheu, un valet, Sanda Toma, Silvia Popovici împreună jucam. A fost un succes, să-mi aduc aminte. Și pe urmă când am venit la Bulandra, imediat am intrat în două piese, una în care juca doamna Bulandra, am fost partenerul ei, am jucat alături de ea, eram partenerul ei, jucam rolul lui Pierre, un sinucigaș salvat de la NEC, de la sinucidere, și ea era în Mamure, ea juca Mamure, era, așa, mama cartierului, îl lua pe sinucigaș în sub oblăduirea ei și avea grijă de el acolo. Am fost partener și cealaltă piesă, o piesă pusă de Liviu, Omul care aduce ploaie, care am jucat de la început, din primele zile, am avut roluri. Vă mai aduceți aminte prima oară când ați conștientizat că, sau v-ați făcut acest plan, vreau să fiu actor? Da. Eu am fost actor în ultimii doi ani de școală, eram la amatori și așa, întâmplător, unul dintre colegii mai mari, am mai spus povestea asta, dar îmi place să o spun. Mi-a spus într-o pauză acolo, dom'le, dumneata, ai să joci într-o piesă pe care o pun eu în scenă. Era o piesă de-asta de propagandă așa socialistă, cu țar la țară, ca să-i scoate pe țăran de sub, presiunea chiaburilor și a doftoroilor ăștia care omorau oamenii în loc să-i vindece, și partidul care trimitea medici la țară trebuia înfierați chiaburii și cu doftoroi ăștia naturiști, acum sunt naturiști. Și am jucat în piesa aia și un chiabur, aveam 15 ani, 16 ani, așa? Am jucat un chiabur,
Cheburi erau altfel reprezentați, erau știu, grași și așa, erau, care, mă rog. Deci era mai rău în societate. Știți de ce vă întrebam? Pentru că în lumea în care trăim astăzi, un copil care merge către părinții lui și le spune mamă, tată, vreau să mă fac actor, s-ar putea să fie privit cu ridicare de sprâncene. Și atunci era. Și atunci era la fel. O să fie meserie, să câștigi și tu un ban, să ai de în ce trăi. Așa v-au spus. Nu mi-au spus nimica, pentru că eu nu le-am spus că dau examen la institut. Asta m-ați întrebat când m-am hotărât. Și jucam la amatori, am jucat mult la amatori, peste 2 ani de zile, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap, asta va fi viitoarea mea profesie, vreau să mă fac actor. Eu jucam în loc să mă joc cu copiii în timpul meu liber, fotbal sau altceva, eu mă duceam la Căminul Cultural acolo și repetam piese, eram și la dansuri populare, dansam, făceam repetiții cu dansuri populare, dar în ultimul an de studii am făcut la școală o piesă care a fost ușor de făcut, pentru că eu aveam un rol care era tot timpul piesii și avea diverse întâlniri cu diverse oameni sau grupuri de oameni. Și colegii mei i-am mobilizat să joace și piesa aia, să-mi dea replica. Am dat spectacol, a avut succes acolo la teatru și directorul școlii care a văzut spectacolul mi-a spus, dar ar trebui să dai la teatru. Și atunci mi-a intrat și mie asta în țară, m-am gândit și m-am dus la institut, m-am înscris și am dat examen, am intrat printre ultimii, penultimul sau antepenultimul ceva, cam asta a fost. Ce-ați sfătui un părinte la care vine copilul său să-i spună că vrea să se facă actor? În momentul de față nu e nicio... E o nenorocire ce se întâmplă cu... Păi stați puțin, chiar dumneavoastră să opriți un astfel de vis. Da, pentru că e o nenorocire ce se întâmplă. Sunt prea mulți absolvenți, sunt prea multe institute de teatru care nu știu, în primul rând, că n-au cine să învețe în atâtea institute de teatru. Nu există atâția profesori. Și ce capacitate are profesorul ăla, nu știu de la ce institut de teatru, de nu știu ce oraș din țară, să învețe unii, să-i pregătească pentru scenă. Sunt prea mulți și sunt în fiecare an termină, cred că, câteva sute de actori. Sau 200-300. Nu au unde să joace. Păi unde faci atâția? Sunt mii de oameni absolvenți de institut de teatru care n-au unde să joace. Nu există atâtea teatre. Și încearcă și să facă chestii de-astea independente care până locuri dintre astea te mir că se poate juca teatru pe acolo, dar mă rog, dacă oamenii vor să facă, deci iau chemarea asta. Deci să companească bine. Trebuie foarte bine gândit. Pentru că aleagă o astfel de carieră. Și în America sunt actori care sunt chelner sau barman sau, mă rog, cine știe, șofer de taxiuri, pentru că nu au angajamente. Sunt prea mulți. Sunt prea mulți. Teatre în România sunt prea multe? Ce teatre? Nu sunt destule. Nu sunt destule, dar oricâte ar fi, duble dacă ar fi numărul lor, tot insuficiente ar fi pentru a putea acoperi numărul ăsta de absolvențe. Pentru industria de teatru au trecut niște ani foarte grei, foarte dificili. Anii de pandemie au fost și acum continuă. Dificultatea continuă. Nu a dispărut odată cu scoaterea măștii. E în continuare. Nu sunt bani, nu s-au dat. Primăria a dat bani aproape numai pentru salarii. Pentru producție nu există bani. N-au avut bani să dea la Buloandra, de exemplu, și cred că la celelalte teatre dependente de primărie. Nu sunt bani. Și atunci joacă spectacolele din repertoriu, premiere mai puține și asta e treaba. Ar exista vreo soluție? Nu știu, asta e, ține de economie, de chestii, de unde se faci bani. Nu știu, nu dau seama. Pentru că totuși spectatori sunt.
Spectatori? Spectatori sunt. Păi sunt și vin. Interese există. Întrebați-mă de unde, dar nu că vin la teatru, asta nu e problemă. Biletele de teatru nu sunt scumpe, nu sunt foarte scumpe. 800 de, 100 de lei pe acolo, cred că e în jurul sumei de 100 de lei. Dar au bani, vin la teatru. Spectatori sunt, dar nu sunt ei suficienți. Acum, înainte să fiu aici, am primit un telefon, cineva disperat, o cunoștință. Că vreau să vin, vine cineva din străinătate și vrea să vadă neapărat. Eu ce să fac? Dacă biletele se pun în vânzare, cine le cumpără, le cumpără. Eu n-am de unde să scot bilete. Pare rău. Asta este și un anunț bun pentru cei care ar mai vrea să vă sune. Da. Nu aveți bilet. Nu mă ocup cu treaba asta. Nu, dacă știam, rezervam, luam eu niște, puteam să fac o afacere, nu cumpăr 100 de bilete și după aia le vând, nu? La suprapreț. S-au mai făcut chestii de astea, da. Statutul acestei profesii în România, care vi se pare că este acum, domnule Rebel? Nu există, n-are niciun statut. Nu există niciun fel de... Dumneavoastră vă bucurați de respect, de o apreciere mare? Da, nici nu fac nimic, nici pentru ca să fiu respectat. Nu fac decât îmi fac profesia, atât am făcut. Și nu mă bag, pe prea mă bag în scandaluri, în chestii de cancan, în lucruri de genul ăsta. Stau în banca mea. Nu-mi place să mă agit așa, iurea, în tramvai. Numai ca să fiu prezent în... Joc, am jucat întotdeauna, am fost distribuit, am fost necesar unor regizori, m-au distribuit, eu am răspuns cu bucurie, cu seriozitate, m-am achitat de sarcină, nu, n-am, dar cine știe, dar mă bag de seamă. Mi s-a întâmplat chestia asta pentru că de cât ți-au ținut repetițiile astea pentru piesa asta, pentru tatăl, vreo aproape 3 luni de zile, mergeam de acasă spre teatru prin Cismigiu și de la teatru spre casă tot prin Cismigiu. Și, mă rog, oamenii mă vedeau, poate și înainte, dar acum văzându-mă și cu baston și mergând ușor bătrânești așa, ba încolo, ba încoace, uite, bună ziua, da, ce faceți? Sănătos? Zic, nu se vede. Oamenii au încercat să intre în discuție cu mine ca să... Pentru că nu-și dădeau seama ce se întâmplă, probabil, și mă empatizau cu mine, cu suferința mea. Da, prima oară când mi s-a întâmplat, adică în toată viața, în toate care să fiu așa zilnic interogat de oameni care trec prin cimizu, vreți, mă văd de acolo și zic, ce faceți? Ce sunt? Deci a fost nevoie de un baston. Da, dar pentru sprijin, nu pentru ca sprijin. Să gonesc. Cei de acasă, mulți dintre cei care ne urmăresc acum știu, alții poate că nu știu. Dumneavoastră mai aveți un sprijin foarte important, ați mărturisit-o în mai multe rânduri, tot acasă. E vorba despre soția dumneavoastră. Da. La fel, o actriță atât de iubită și respectată, doamna Mariana Mihuț, care v-a fost alături în anii ăștia. A fost, sigur că da. Și sunt recunoscător pentru asta, pentru că și mie în continuare aproape, adică chiar am nevoie. Acum am început un tratament, după ce am dat premiera asta, un test de recuperare undeva la Sanador și de două zile de pauză de weekend și de luni, toată săptămâna viitoare lucrez acolo pentru ca să mai întărez mușchii ăștia, să mai vedem, poate o să pot să stau mai bine pe picioare decât stau acum. Pentru că vreți să rămâneți pe scenă. Vreau? Da. Dar s-a spus, chiar Mariana mi-a spus, că am auzit asta că, după, cu ocazia premierii mele, că spuneau, apropo de, nu de premieră, de chestia cu ultimul rol, că e ultimul rol, lasă-mă, foarte bine, păi să mai joace și aia tinerii. Așa v-a spus doamna. Da, mi-a spus că auzite chestia asta. Dar eu nu iau rolul niciunui tânăr. Eu joc un rol de un bătrân. Nu joc un rol de vârsta mea. Nu joc rolul unui lui Romeo. Nu sunt Romeo acolo. Nu sunt June Prim. Sunt un boșorog. Amărât acolo. Îmi scriu moșule.
Vă scriu? Da, da, am primit una chiar urâtă, foarte urâtă, dar nu mă afectează pe mine, pentru că după întâmplarea cu hârtia igienică, câte înjurături și amenințări am primit, m-au făcut să nu mai iau în seamă. Și ați adus în discuție și lucrul ăsta, celebrul sul de hârtie igienică, da, simbolic, da, pe care l-ați arătat. Da. După Revoluție și în primii ani, dar nu numai, constant, ați venit, chiar dacă vă păstrați modestia și spuneți că nu ați vrut să vă implicați, v-ați văzut de actorie, dar e altceva, de problemă civică, este altceva. Nevoia clară de a veni în spațiul public, da, și de a pune, da, punctul. Da, dar acum nu mă mai interesează. Nu vă mai interesează? Nu, pentru că pentru mine este, tot ce s-a întâmplat este un lucru absolut dezamăgitor. Adică speranțele care le aveam în oameni, în unii oameni, în unele partide, au dispărut. Nu mă mai interesează nimic. Fie ce fie, mai am câțiva ani, poate că e mult spus, mai am puțin de trăit, dar o să trăiesc. Nu mă mai uit la știri, nu mă mai uit la discuții, de analize politico, ideologico, civice, nu mai vreau să știu nimic, nu mă mai interesează. Haideți să discutăm și despre speranțele românilor și ale dumneavoastră de la această țară. Da, și să mai discutăm. Să luăm întâi o pauză de publicitate. Da. Și ne întoarcem pe urmă imediat. Vă mulțumim, rămâneți alături de noi. Și ne-am întors în continuare în studioul Digi24 la ediție specială. Actorul Victor Rebengiu, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Ne povesteați înainte de pauză, sau ați început să ne povestiți despre acel moment cu sulul de hârtie igienică, un moment în care ați simțit nevoia să ieșiți și să spuneți public că nu se mai poate și că lucrurile trebuie să se schimbe. Da. Am simțit această nevoie pentru că era îngrozitor ce se întâmplă. Oameni care vorbeau așa, te uitai, băi, nu se poate să spună. Cum cu tupeu cu asta să înalți imnuri de slavă conducătorului iubit? Nu se putea, era îngrozitor de privit și de auzit treaba. Și am zis, măi frate, ce s-a întâmplat? Dacă să-i vezi pe ăștia care mănâncă atâta rahat, să-i vezi după, dacă s-o schimba vreodată, că nici nu-mi imaginam că se va schimba, dar mă gândeam așa, băi, dacă ce-ar face ăștia? Unde s-ar ascunde ei? Nu s-au ascuns nicăieri, au fost foarte bine după asta, au fost minunate, au dus-o perfect. Au fost unde trebuie să fie după ei. Da, dar zic așa, trebuie, asta aveam de gând. Eu i-aș spune unuia de asta, ia mă hârtia asta, ștergi-te la gură, că ești murdar de rahatul care l-ai mâncat până acum. Da. N-ați vrut nicio secundă să intrați dumneavoastră în politică? Nu, nici nu am avut niciun interes. Dar probabil că îi prezentam o amenințare pentru cei care aveau ideea asta să intre în politică și să fac. Pentru că eram un actor, eram cunoscut, jucasem niște roluri importante care au avut succes la public, oamenii mă știau. Nu apărusem la televiziune cu motive politice, până atunci n-am avut când și cu ce să apar, că nu eram membru de partid, nu eram interesat de politica partidului și a conducătorului mult iubit, conducătorilor mult iubit. Și ați primit atunci, după acel episod, un potop de înjurături, amenințări, scrisori, telefoane care sunau într-una, telefonul suna într-una. Și cu înjurături, m-am călit în chestia asta, cu ocazia asta, și nu mai țiu seama acum dacă cineva mă înjură pentru că am o idee care nu-i convine lui. Acum, în loc de telefon și scrisori, e Facebook. Facebook. Unde sunteți? Activ. WhatsApp-ul, Messenger-ul, acolo mai primesc saluturi de genul ăsta din când în când, de care nu mă afectează. Primiți însă, cred, și multe încurajări, da, și mulțumiri. Sunt. E adevărat. Uneltele astea tehnologice facilitează nu doar... Nu.
sunt în minoritate, în minoritate majoră sunt. Asta nu există. Apucați să citiți mesajele pe care le primiți sau o parte dintre ele? O parte dintre ele, nici nu știu pe unde sunt. Câteodată deschid ceva și văd o serie întreagă de mesaje de la mulți ani sau nelegat de vreun eveniment, așa, o salutare din partea unui om care mă stimează și mă apreciază ca actor, să spun. Dar e bine de știut că dacă cineva dorește să vă, Facebook, transmită mesaje de apreciere, Messenger, primesc. Dacă acolo au de gând să trimită injurii, să nu o facă mai bine. Da. Cum v-a schimbat obiceiul ăsta de a citi, de a interacționa cu lumea? Facebook-ul? Nu, dar niciodată n-am... Eu mă informez pe Facebook, atâta fac. Găsesc lucruri interesante, găsesc poze cu personaje foarte importante din istoria noastră sau a omenirii, din domenii diferite și le pun pe Facebook, pentru că e bine să știe lumea. Uite, doamne, există oameni care au căpătat respectul omenirii întregi și trebuie să-i cunoaștem și noi. Deci, de la sulul de hârtie igienică și în momentul în care ați simțit că nu se mai poate și trebuie să ieșiți în fața românilor și până astăzi, spuneați însă că din păcate v-ați pierdut speranța. Da, mi-am pierdut-o, gata, s-a terminat, nu mai am nicio speranță. Nu mai am. Nu e încurajator, tot ce am votat, a fost prima oară când am votat, am avut ce vota, adică am votat cu îndeplină cunoștință de cauză. N-ați mai votat împotriva cuiva? Da, am zis, domne, ăștia sunt oamenii care, în care cred și care cu siguranță ne vor duce acolo unde trebuie. Nu mai e. Ce am votat eu nu mai există. S-a dus, s-a zis, s-a împrăștiat, s-a ascuns, a plecat, s-a înălțat la ceruri. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu mă mai interesează. Și de asta nu mă mai uit la știri, nu mai știu, nu citesc nimic, ziare, nu mai știu nimic. Habar n-am care sunt problemele. Mai, bă, de așa, cu războiul ăsta ceva. Eu am mai trăit un război. Păi ăsta dacă o veni, ce o să facem? O, nici măcar înainte, știu că era aici în București, eram așa, era prealarma, că se știa când se ridică avioanele de pe aeroport în Italia sau de unde plecau sutele de bombardiere americano-engleze spre noi, era prealarma, deci te pregăteai, ba suna alarma, trebuia să fii deja în la adăpost și începea bombardamentul, stăteai unde erai acolo, dacă cădea pe tine, terminai treaba, dacă nu, ieșai afară, că suna încetarea alarmei și ieșai afară, vorba de ceea acasă. Eu, de exemplu, aveam, când plecam la adăpost cu toții, eu aveam o valijoară în care erau două sifoane. În cazul în care ar tâmpla să fim bombardați în adăpostul în care eram, atunci, mă rog, și mai tăream încă pe sub dărâmături, să avem apă, să bem sifon, că e un lichid care poate fi băut. Da. Să sperăm că totuși nu o să ajungă București să fim sub imperiul unei alarme. Nu o să mai fie alarmă, te lovește din senin, așa, ping și vin una de aia, pac, pe tine, ca poc, explozie mare. Nu te anunță nimeni. Spuneți-mi un lucru. Chiar dacă dumneavoastră nu mai găsiți acum motiv de a avea speranță, de a vă mai implica, asta nu înseamnă că generațiile care încearcă să construiască totuși România trebuie să-și o piardă, nu? Nu, eu aștept de la ei. Tineretul trebuie să vină, să facă ceva, să nu se ia după ăștia, să nu intri în cora lor. Ci dimpotrivă, să caute să impună ceea ce trebuie să impună în țara asta, adevărul, libertatea omului, nu libertatea omului, nu e aia cu injecția, cu vaccinul, că eu nu fac vaccin pentru că sunt liber, vreau să fiu liber, nu asta, nu e asta, e libertatea omului de a alege, ci libertatea de a trăi într-o țară democratică, să facă într-adevăr democrație în această țară, să fie un mare interes în lupta asta împotriva corupției, pentru că există o corupție endemică aici. E greu de luptat împotriva ei, dar trebuie luptat, trebuie să lupte. Copiii ăștia care sunt tineri și care au forță încă în ei, care învață undeva în străinătăți străine ce e la democrație și să o aplice aici.
aici, la noi, în țară, să lucreze pentru treaba asta. Să se lupte cu gangsterii ăștia care sunt la putere acum. Șmecheri care ne dă câteva sute de lei, hai, lasă că... În loc să crească, să pună bagi, investiții făcute în economie, să crească uzine, dragi, lași, ai trebuit să crească aici locuri de muncă, să se facă, să muncească, ne dă pomană așa, ia câteva sute de lei, că ai leapă mică. Știți că cel mai ușor unor guvernanți le este și le-a fost drept dovadă istoria ultimilor 30 de ani, să se uite în ochii celor care îi privesc la televizor și să le spună, spre exemplu, vă mărim pensii. Da. Da. Da, asta există. Dar și Ceaușescu nu spunea că vom construi o societate ca eu să fie mare, cele mai înalte culme de bunăstare și nu știu mai ce încă mai erau multe chestii. Dacă e însă să vă dați câțiva pași înapoi și să vă uitați cu privirea asta, experienței de viață pe care o aveți. În ultimii 20-30 de ani s-a schimbat România? S-a schimbat România, totuși? Abia s-a schimbat, dar nu datorită politicii. S-a schimbat din inițiative private. Au apărut unele fabricuțe, fabrici, industrii, există. Există activitate economică. Sunt oameni cinstiți, sunt oameni care muncesc. Sunt oameni care muncesc, care se luptă cu legile care sunt, care îi oprimează, care nu le dă voie să dezvolte afacerea lor. Nu, e greu să facă asta. Îi îngroapă cu controle, cu impozite, peste impozite. Dar s-a schimbat totuși, e altă vie. Ceaușescu, dacă ar învia acum și ar vedea cum arată România, ar face apoplexie pe loc. Pe loc, așa că n-ar fi nimeni vinovat de treaba asta. Da. Dumneavoastră ați trăit și ați văzut și simțit și pericolul naționalismului gol. Da. Vedem că nu doar în România, în întreaga Europa, poate chiar în întreaga lume, iarăși se ridică așa acest miraj. Păi și din cauza migrațiunii, probabil, faptul că vin foarte mulți migranți din sud, dincolo de Marea Mediterană, vin încoace și există amenințarea că locurile de muncă devin din ce în ce mai puțin accesibile pentru băștinași, pentru că ea muncesc poate pe salarii mai mici. Și atunci, sigur că se pune creștere. Bă, noi românii, noi nemții, noi trebuie să facem, nu voi ăștia care veniți. Ceea ce este însă, cum i-ați descrie unui tânăr, spre exemplu, care nu are nici experiență de viață și doar lipsa unor modele, unor valori și poate se uită vrăjit așa de mirajul ăsta al naționalismului. Cum i-ați descrie pericolul ăsta? Știu cum l-ați descrie. Habar, e un pericol pentru că nu pot să fiu naționalist. Din firea mea nu pot să fiu naționalist. Adică să spun, domne, eu sunt român. Sunt român, știi cu asta. Eu, ca român, trebuie să muncesc cinstit, să îmi văd de treaba mea, să fac tot ce pot să fac pentru ca să fie bine în țara mea. Dar nu trebuie să mă bat cu pumnul în piept și să omor pe aia alți care nu sunt români. Și să nu cred că românul este el mai deștept om din lume. Să nu cred așa ceva. Românii au avut oameni foarte deștepți. Dar nu numai românii au avut oameni foarte deștepți în lumea asta. Noi avem lumină electrică aici, nu de la România, avem de la un american amărât. Nu? Și alte lucruri există pe lumea asta care au fost inventate de oameni foarte deștepți sau dintr-o întâmplare sau mai știu cu ce ocazie. Dar că e român și asta iartă tot și justifică tot. Nu se poate așa ceva.
Mai spuneți un lucru, domnule Rebenciuc. Dacă ar fi să se poată schimba ceva rapid și fundamental, care să ducă România cu pași mult mai repezi înainte, ce ar fi sau ce ar trebui să fie acest lucru? Niște oameni care să o conducă, niște oameni ca lumea, cu idei bune, cu credință în democrație și în tot ce poate da mai bine. Oameni cinstiți, lipsiți de ispita asta a corupției, unde nu se poate face nimic pentru că trebuie să ceară ceva parand de rând, să spună, dar mie ce-mi iese? Mie ce-mi iese? Lui care e pus acolo ca să facă treaba asta. Pe salariul ăla, că și tu muncești pe un salariu amărât, nu? Eu, de exemplu, nu pot să fiu corupt, n-am cum să fiu, că ce să fac eu? Să vorbesc cu publicul, doamne, fiți atenți, se lasă joc, dar ce iese la chestia asta, dacă vreți să vedeți spectacolul? Pot să fac așa ceva? Aș putea să fac eu ca actor? Nu pot să fac așa ceva, pentru că e o mizerie chestia asta. Eu am bucuria să joc atunci când intru pe scenă și văd o sală plină care așteaptă să afle ceva de la noi ăștia care suntem pe scenă acolo. Deci asta nu o vedeți? Bucuria unor politicieni de a fi lideri? Bucuria de numai când apucă, când iau pentru ei acolo. Cum îl văd pe Oprescu ăsta, doamne Dumnezeu, le spune că eu mi-am cinstit țara, eu n-am stat în genunchi. Nu, mai că intrau banii automat în buzunarele lui, automat era circuitul clar făcut și banii curgeau. Așa a și fost prins, pentru că banii curgeau în continuare. Și când ar fi vrut el să ascundă chestia asta, au venit banii. În momentul, ce scoși, ce-i cu banii ăștia? Păi, am învăluitat, eu n-am știut că e 16 și credeam că e 11 și... Spuneți că nu mai sunteți interesat, domnule Benciuc. Da, iată că vă regăsesc. Dar m-am informat așa puțin, dar nu mai pun la inimă, nu mai vreau să... Știu că nu se poate face nimic, îi văd pe ăștia. Știu că nu se poate face deocamdată nimic. M-au aruncat după Codruța Căveșii de aici pentru că... Și îi spun că asta nu e bună româncă. Ea nu e româncă bună și nu și-a iubit nația și poporul și țara. Că a vrut să ne scape de corupție. Ea a nenorocit România. Că așa e România înfloritoare, cu corupți la conducere și peste tot. Ministerele toate sunt de sus până jos. De tot, corupție, la fiecare nivel. S-au schimbat însă garniturile de politice. Nu mai sunt cei cărora le arătați în față sulul de hârtie igienic. Da, stații, da, au venit ăia mici, înfometații care așteptam să plece aia bătrânii, că știu, de atunci știu, că îi vedeam cum fremătau, stăteau acolo și băiau să iasă, să arăte ei, că stăteau sub... Trebuia să spună tovarășul, cu tot și ei trebuiau să spună, nici lor nu le venea ușor să spună chestia asta, că erau obligați să spună tovarășul și tovarășa și mamă bună, om politic și prestigios, avant. Ar fi rezonabil, domnule Rebenciuc, așa cum spuneați mai devreme, că ați pomenit lucrul ăsta, tinerii care au plecat să studieze afară, ar fi rezonabil să ne gândim că s-ar putea întoarce la un moment dat? Și ar putea schimba alături de cei cinstiți și muncitori din România. Da, cred, dar ceea ce îi împiedică să vină este faptul că văd că e un lucru foarte greu de făcut. E foarte greu de făcut să te lupți cu toată corupția asta. Este atât de bine înfiptă că n-ai cum să-i dai la o parte. Ei stau tot timpul cu banii, mâna pe bani, să prindă, să ia, să bage ei în buzunar. Cum să iei? Nu știu, e luptă și te mănâncă. Te mănâncă dacă tu vii și spui, băi, copii, nu mai furați, gata. Îți faci treaba, dacă aud că ai făcut o chestie, ai și zburat din minister, din aici, la locul tău de muncă. Imediat te dau afară. Da, nu-i dă nimeni afară. Îmi dai și mie, de ce e tu? Ai zeciuială, dai la mine, nu? Da. Corupția... E și o consecință a lipsei de educație, de valori? Fără discuție. Fără discuție. Dar care e diferența? Nu vă dați seama, profesorii care erau, chiar și până în 89, chiar și până în 89, că până în 60, hai să zic și 70, au fost profesori
educați încă în România veche, în România monarhistă, în România unde școala era foarte serioasă și oamenii învățau foarte bine, cu bucurie, învățau ceea ce trebuie să învețe, nu-și cumpărau diplome, ci nu copiau alte cărți și făceau teze de doctorat, plagiau unde puteau. Gândiți-vă care sunt ăștia, care și-au cumpărat diplome, au scris repede niște lucrări acolo, copiate de acolo, de acolo, pac, pac, da, și au luat diplomă și ele profesori, ele nu știu ce. Cine sunt ăștia? Ce să înveți de la ei? Să știți că îmi scriu mulți telespectatori care vă mai roagă și o să transmit și eu rugămintea mai departe să mai rămâneți cu noi încă 10 minute după o scurtă pauză, dacă sunteți de acord. Și ce să fac eu? Nu mai... Ne facem planul împreună, da. Pauză. Vă mulțumesc foarte mult! Rămâneți și dumneavoastră alături de noi. Ne întoarcem repede. Ne-am întors alături de noi în continuare pentru următoarele minute. Actorul Victor Remergiuc, vă mulțumim foarte mult că ați rămas. Vorbeam... Sunt rămas, da. Că ați rămas în studioul Digi24 și că jucați rolul ăla pe care or să-l mai poată vedea în continuare jucat telespectator. Da, în luna viitoare sunt... programate trei spectacole, pe 3 iulie, pe 17 și pe 24. Deci jucăm. Sunt trei spectacole la care pot să... vine concediu, după iulie vine concediu și în toamnă, dacă toate lucrurile ar fi bine, dacă eu să fiu sănătos și ca acum apare, măcar ca acum, continuă. Vom juca în continuare. Aveți o carieră, domnule Remergiuc, nu doar plină, ci complet. Simțiți că v-a lipsit ceva în anii ăștia, din cariera dumneavoastră? Teatru, film? Perioada mea bună și a teatrului românesc, perioada cea mai bună, a fost în cei câțiva ani cuprinși între 64, 65 și 70. Când la București veneau critici europeni, sau nu numai europeni, regizori, scritori de teatru, să vadă teatru, pentru că lucrau atunci, în momentul ăla, în perioada aia, niște mari regizori, Ciulei, Esric, Pintilie, Penciulescu, Giurchescu, niște mari scenografi, Bordnovski, cum îi cheamă, soție, erau, dar niște mari, care după asta au lucrat în străinătate, enorm de mult. Bordnovski, Mălureanu, erau... În perioada aceea, dacă vrei să mergi la teatru, aveai o încurcătură, pentru că erau, în fiecare seară erau spectacole extrem de bune și nu știai ce alege. Aveai l'embarras du choix, cum spune francezul, adică încurcătura alegerii. Nu știai care, băi, ce să aleg până la urmă, că toate sunt bune, nu știu pe care să le iau. Și așa am pățit eu la Washington când am mers într-un supermarket, pentru că aveam în sfârșit la hotel și posibilitatea să-mi gătesc. Eram cazați acolo și niște mici garsoniere, așa. Și am dus, mă cumpăr și o friptură, să-mi fac o friptură, că nu mâncaseam acolo, nu mai ce ne dădeau aia de mâncare, mai mult... Nu era. Eram o friptură și un cârnat, bare. Și când am intrat acolo și am văzut un lan așa de cărnuri, nu știam ce să iau. Ce dracu să iau eu de aici? Care-i? Mai uite, a, și aia, uite, uite, și aia, și aia, și aia. Era ceva de neimaginat. Eu cred că am luat un cârnat până la urmă. Și îmi dădeam seama, acum am zis, în 86, când am fost în Germania, invitat acolo la un coleg, un fost coleg, în ultima zi am mers, hai să facem o masă așa, să mergem în piață, să cumpărăm ceva, dar să facem o masă de despărțire, că plecam a doua zi. Și când am văzut acolo carnea în toate vitrinele alea frigorifice, am zis, mi-am dat seama, în 86, mi-am dat seama, băi, fiul meu nu o să știe cum arată carnea.
Nu o să știe, pentru că nu exista carne. Nu exista carne în măcelărie, în asta nu era nimic, absolut, în magazine, ce erau alimentar, la, la. Nu exista carne, mă gândeam, păi asta nu o să știe. Trebuie să-i desenez eu, să-i arăt poze, să fac poze cu carne pe undeva. Deci și m-am abătut de la ce vorbeam, dar nu mai știu despre ce vorbeam. Vă întrebasem dacă v-a lipsit ceva în carieră. A, și ne da, povesteați asta, despre anii ăia. Bine, erau și generația mea. Liviu era cu 10 ani mai mare decât mine, Pintilie era exact de vârsta mea, născut în același an cu mine, Penciulescu cu un an, doi mai mare decât mine. Deci eram o generație și ne înțelegeam așa. Acum ei au plecat spre ceruri, eu am mai rămas, nu știu prin ce împrejurare, prin ce baftă, prin ce nenoroc sau noroc, nu știu. Și aștept și eu să mă întâlnesc cu ei, nu peste multe vreme. Dar aia a fost generația în care m-am simțit foarte bine. Deci atunci nu aveai hrană alimentară, nu era, dar aveai hrană pentru problem. Suflet la teatru. Aveam probleme, asta n-am să uit. Când după primul an, am primit un an Fimiu, doctorița care venea, zice, acum gata, schimbați alimentația, nu-i mai dați laptele ăla care erau, știu, pe ăla umblam să iau, să capă, să găsesc, nu știu ce lapte care trebuia, dar nu mai țin minte cum era. Și eu zic, adică ce să-i dau de mâncare? Zice, păi, un sandwich cu șuncă, cu salam de Sibiu, ceva. Oh, voleu, ce de unde să cumperi? Că nu aveai nicăieri. M-am dus pe la restaurantele hotelurilor mari, la Atene Palace, la Ambasador, la... Dom'le, n-aveți niște... Am găsit nu știu unde, niște șuncă și cu aia am schimbat meniul, dar în continuare nu puteai să te duci tot timpul acolo, nu știu ce Dumnezeu le-am făcut în continuare, ci pâine cu unt, deci, care îl găseam. Era, domnule Rebenciuc, o perioadă în care n-aveai hrană în magazine, dar aveai hrană pentru suflet la teatru. Da, aveam, asta făceam ce îmi plăcea, cu oameni pe care îi iubeam și pe care îi înțelegeam foarte bine și ei mă înțelegeau foarte bine, vorbeam aceeași limbă, era extraordinar. Simțiți acum că vorbiți sau mulți dintre români vorbesc altă limbă decât cea pe care o vorbiți dumneavoastră? Da, da, e altă limbă, cu siguranță. Cu siguranță altă limbă, nu mai e limba română. În primul rând, dacă vorbim de limba, dacă vorbim de limba teatrului și asta, da, e și aici, e altă limbă, e altceva. Eu mă adaptez, să zic, așa pot să mă adaptez, dar... Văd că din ce în ce, ceea ce îmi place mie, rămâne așa în urmă și în față intră alte lucruri. Colegi de dumneavoastră actori, după Revoluție, în anii ăștia, au avut, și nu mă îndoiesc că și dumneavoastră ați avut, propuneri și oferte de a pleca din România. Nu se poate pleca. Nu, eu nu pot să plec nicăieri, pentru că rămân fără unelte. Limba este unealta mea. Eu dacă nu vorbesc limba, nu pot să practic profesia. N-am de ce să plec. Puteam să plec. Cine știe, fugeam, cine știe ce făceam dacă aveam o altă profesie. Dar fiind actor, n-am putut. Sunt legat de glie. N-am cum să fac. Dar ați fi plecat dacă ați fi putut? Da. Din pușcă plecam. Din pușcă? Da, așa, ca din pușcă plecam. Fără să vă uitați înapoi. Fără, ce, la, ce te, la cine să te uiți înapoi? Bă, m-au plecat atâția oameni, la cine să te uiți înapoi? Rămâneți acum cu teatrul și cu toată această moștenire pe care o lăsați. Roluri, filme, piese eu de teatru. Păi, v-aș spune eu, dar n-avem timp suficient să enumerăm măcar o parte din rolurile astea. Dacă ar fi celor tineri care poate că nu au văzut filmele vechi făcute de regizorii români celebri, cunoscuți, unui tânăr de 10-15 ani, cum poate... au copii, cei care se uită la noi, sau sunt chiar și printre ei care se uită la noi acum, trei filme pe care dumneavoastră le-ați recomanda
dinainte de 1989 în care ați jucat sau nu, pe care ar trebui să le vadă însă orice tânăr cetățean al acestei țări. Înainte și după. De ce? Sunt niște filme făcute de... Unul ar fi Pădurea Spânzuraților, un al doilea ar fi Moromeții, și sunt niște filme făcute de Daniel Liuc, filme făcute de Pizza, filme făcute de Veroiu, sunt niște filme extraordinare care trebuie văzute. Nu pot să aleg numai unul din astea. Dar din ce am jucat eu, cred că pentru un tânăr acum, se vadă Pădurea Spânzuraților, se vadă Moromeții, e chiar recomandabil. Și sunt sigur că o să vibreze la aceste filme și la tot ce se întâmplă în ele. Și mai am și un film, încă un film făcut de Pizza, care mie mi se pare, bine, toate filmele lui Pintilie, din care n-am pomenit niciunul, merită să fie văzute, pentru că a fost un mare regizor, Pintilie. Dar de Pizza, un film care l-am făcut, Falezii de nisip, care a fost interzis, ca și De ce trag clopotele mitica lui Pintilie, interzis 10 ani de zile, mai mult, nu, 10 ani, 79 a fost făcut, ăsta în 83 a fost interzis De ce trag Falezii de nisip. În 93, deci vreo 7 ani, un film foarte interesant, foarte interesant, și care a fost făcut și el a rulat numai 3 zile în București, 3 sau 4 zile, și de la zi la zi era mai scurt. Tăiau, în fiecare zi mai tăiau câte ceva din el, până când au ajuns câteva, au zis, bă, gata, nu mai dai nimic, nu mai ai ce să dai. Chiar trebuie văzut. Se vadă acolo cum un om cu o poziție profesională și politică foarte, foarte importantă, medic chirurg, director de spital și secretar de partid, merge să influențează miliția într-o anchetă oarecare de stabilirea unui furt. Ăsta vine și ăsta mi l-a furat, el arată vinovatul fără să știe sigur că este ăla. Și oamenii lui abia scoateți de la el tot ce trebuie, nu se poate, trebuie să spună ăsta până la urmă. Și pentru asta a fost interzis. Pentru că partidul nu trebuie să bage cu poliția, nu trebuie să arătăm chestia asta, că partidul lucrează cu miliția, uite așa, și miliția face ce vrea partidul. Deci vor vibra și cei tineri, pentru că sunt convins în actualitate, că sunt în unele copii momente cu doxă, fără discuții. Îi lăsăm atunci cu aceste recomandări. Foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați făcut bucuria de a veni astăzi alături de noi. La cât mai multe spectacole. Mulțumesc frumos. Să sperăm că vor fi, da. Pe cei de acasă să vă viziteze la teatru. Mulțumim încă o dată. Noi, să știți că rămânem împreună.